Prima casă urmează să se modifice la cererea clientului. Schimbările vin ca urmare a valului de solicitări primite din partea beneficiarilor programului. Dacă propunerea Ministerului Finanțelor devine realitate, proprietarii își vor putea vinde locuințele înainte de 5 ani, însă doar în cazul rambursării anticipate. În prezent, persoanele care au achiziționat o locuință prin intermediul programului susținut de stat nu mai au voie să cumpere un al doilea apartament prin prima casă. Clientul achită fondului un comision de gestiune în valoare de 0,49% aplicat la jumătate din valoarea creditului. Potrivit Băncii Naționale, valoarea medie a unui împrumut prin prima casă este de 38.500 de euro, în scădere cu peste 10% față de cât era la începutul programului. O altă modificare face referire la posibilitatea înlocuirii locuinței cumpărate inițial dacă din cauza unor vicii ascunse aceasta este improprie pentru locuit. Astfel, proprietarii vor putea face modificări și îmbunătățiri la locuințele achiziționate prin prima casă, fără a mai cere acordul funcționarilor. Ministerul Finanțelor și Banca Finanțatoare își vor exprima acordul din oficiu cu privire la lucrările de intervenție sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire. Totuși, asta nu înseamnă că refinanțările în prima casă au undă verde. Legislativ nu sunt interzise, dar procedural nu se poate institui ipotecă de rang 2 pe imobilul refinanțat.